Organizarea unei nunți la domiciliu va costa pe cei care își deranjează vecinii ceva mai mult. Oamenii legii sunt ajutați de legea 61 din 1991, care poate fi aplicată și în aceste cazuri. Legea 61 din 1991, articolul 2, paragraful 26. Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:08 și 13:14 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe, ori situat în imediata vecinătate a acestora. Abaterea de la punctul menționat se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1500 de lei. Paragraful 27. Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social în mediul urban. Abaterea de la punctul menționat se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1500 de lei. Acele manifestări culturale, în ghilimele, care se desfășoară pe raza municipiului Medgidia, la fel cum, după cum bine ați văzut la mass media națională, se desfășoară activități, mă refer aici la nunți, botezuri pe domeniul public. Pașii care trebuie urmați și care până acum s-a stabilit în raza municipiului Medgidia au fost cei, fac o cerere, persoana care, organizatorul acestui eveniment, face o cerere către conducerea primăriei, domnul primar, doamna viceprimar, după care că desfășoară o activitate pe un anumit domeniu public, pe o anumită porțiune, de exemplu o stradă să mă refer, îi dă 2-3 metri în fața casei, nu pentru a desfășura activități, mă refer la nuntă, pentru vine la naș, vine nașul, vine după mireasă, deci nu pe durată mult, pentru o oră, două. Trece la Poliția Națională pentru a lua în evidență și urmă la poliția locală pentru tot așa o instruire ca să respecte prevederile legii 61/91 și pentru respectarea normelor de circulație rutieră. Să nu ocupe tot strada, de exemplu, o porțiune mică ca să dea voie la mijloace de transport, salvări sau pompieri. Chiar dacă legea e clară, sunt mulți oameni din Medgidia cărora nu le pasă de liniștea vecinilor. Amenda pentru o nuntă făcută acasă variază între 500 și 1500 de lei.